România, gata, domnule. Direct. Gata. Moise, Vlad, aveți cuvântul. Cu cine vreți să începem? Cu Mihai. Cu Mihai să începem. Hai. Bună, Mihai, bună ziua. Bună ziua, vă salut. Ei, salut. De unde ne sunați? În Constanța. Ce mai e pe acolo? E bine. Se pare multe. Majoritatea, o parte din stres. Și tristețe momentan pentru ceea ce s-a întâmplat azi noapte. Că exact a fost și pe... Gata, sunteți resemnat? V-au pus pe burtă? S-a terminat? Gata? Nu. V-am sunat să... Iertați-mă, Mihai, sunteți într-un bar, restaurant, dacă puteți să ne lăsați pe noi să dăm muzică când o fi de muzică și dumneavoastră să mergeți într-un loc mai liniștit un pic? Dar nu sunt în bar, da. Și nu am nicio muzică. Mă rog, e foarte multă gălăgie în jurul tău, da? Haideți, Mihai, spuneți ce e de făcut. Ce e de făcut? Noi astăzi sunt lideri de opinie și ar trebui să iei în stradă, suntem neorganizați, să nu știm ce vrem, că vor să ne dezbine, să nu știm ce vrem să cerem. Eu zic să începem să cerem mai mult decât atât, decât aprobarea acestei ordonanțe, ca să putem obține ceva mai puțin. Asta m-a învățat experiența de viață de mine. O negociere, adică? Un fel de negociere. Ia, hai, cereți mai mult. Ce vreți să cereți mai mult? Dom'le, eu aș ieși în stradă pentru crearea unui sistem ideal, un sistem perfect anti-furt. Și asta pleacă totul de la cheltuielile publice. Totul să fie, nu știu cum să vă spun, orice lucru cheltuit, nu există, public, să fie contorizat. Mihai, ar trebui să existe. Ok, nu există așa ceva. Oamenii sunt... Mihai, trebuie să scurtez discuția cu noastră, că s-aude rău acolo, mult zgomot. Deci, legile sunt făcute pentru oameni. Oamenii sunt... imperfect, sau mai bine spus, oamenii sunt atât de complexi încât nu pot fi prinși în, cum să spun eu, modelul unei legi. Ele sunt general valabile și, hai să fim sinceri și serioși, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în țara noastră ne-a arătat că se poate. Hoția poate fi prinsă în România. Nu, da, știi ce se întâmplă? Legile din România nu filtrează accesul corupților la funcții publice. Decât într-o măsură foarte mică. Este democrația, Vlad. Democrația? De ce? Sigur că da. Adică legile e democratic să lași hoțul în trezorerie? Câtă vreme nu e condamnat definitiv, da. Chiar și dacă e condamnat definitiv, n-are probleme să fie președinte de Camera Deputaților. Președinte de Camera... Ministru poate fi, poate fi, există o lege pentru asta, președinte la Cameră poate fi. Da. Cum? Dacă nu are interdicție specială de a candida, nu are nicio problemă. După revoluție. Oare n-ar trebui să ne gândim la un sistem care să blocheze accesul unor astfel de personaje în zone de decizie și unde e vorba de banul statului? E o discuție asta, eu sunt de părere că educația populației, inclusiv educația elementară, norme morale, ar trebui să fie cea care în final să frâneze așa ceva, dar nu zic că e tema de astăzi. Tudor, bună ziua! Tudor! O fi închis Tudor săracul de când stă pe linie. 0372069599. Bună ziua, Silviu! Silviu! Bună ziua! Bună ziua! De unde ne sunați? Din Alba Iulia, încerc de multă vreme să vă prind. Da. Problemele sunt grave și la situația la care s-a ajuns acum e foarte complicat să găsim o soluție. Însă mă întreb, până unde se poate merge cu sistemul ăsta pervertit și dus dincolo de limitele bunului simț, împotriva unei națiuni și națiunea să nu poate să facă nimic împotriva acestor indivizi. Pot să vă răspund eu? Pot să vă răspund eu până unde se merge? Până unde îi permite națiunea. Până acolo. Și bun, dacă națiunea îi permite să meargă până în pânzele albe, până acolo se ducă. Suntem acolo. Asta înseamnă automat o invitație oficială la o revoluție. Pentru că nu se poate continua la nesfârșit cu sistemul ăsta care este nu corupt, este un sistem defect din start. I-ați acuzat de foarte mult că nu au ieșit la vot. Să voteze ce, domnule? Atâta timp cât nu există alternativă, cât nu poți să-ți votezi omul care consideră că te reprezintă sau care trebuie să te reprezinte. Și ești obligat să votezi niște liste care ți impun niște candidați. La Tulcea a votat unul din Alba, în Sălaj a votat unul din Mehedinți, în Mehedinți a votat unul din Suceava. Vlad a citit... Silviu, dumneavoastră aveți dreptate dintr-un punct de vedere și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Vă reamintesc că Vlad a citit mesajul Andrei Răducan. 1. 2. Am avut niște probleme majore cu legea electorală, care, da, așa cum spuneți, că de-aia am tot tipat toată toamna și nu numai, și mai devreme de toamnă, au făcut legea în așa fel încât să nu aibă acces pe liste cât mai mulți oameni și să avem de unde alege într-adevăr.
Dar, dar asta este nu scuza alegerea unor hoți, domnule, iertați-mă, Silviu. Da, da, stați puțin, sunt absolut de acord cu noastră, hoții n-au ce căuta acolo din start, nu este, nu este posibil și nu poate fi... Eu nu mai înțeleg nimic. De ce populația obișnuită nu poate intra într-un supermagazin să-și încarce până la limita de 90 de lei căruciorul și să plece afară că ăsta nu-i furt? Este doar un împrumut pe termen lung dintr-o instituție. Să se facă niște magazine de stat atunci și să luăm din magazine de stat până la anumită limită gratis. Ce porcării sunt astea? Pentru că asta nu mai țin, asta nu țin nici de departe de normal. Bine. Cum este permis ca un individ să atace siguranța și discutați foarte mult despre stat? Uitați-vă, vă rog, în dicționarul explicativ al limbii române al lui Breban din 1887 și o să vedeți că statul nu este altceva decât o organizație a servită clase economiciste dominante împotriva celor dominați. Asta o scrie unul pe vremea lui Ceaușescu. Păi tocmai. Nu e asta. Statul, în calitate de absolvent de drept care n-a practicat niciodată asta, vă spun că nu asta este totuși statul, cu tot respectul pentru domnul Breban. Sunt de acord cu noastră, dar definiția este mult mai apropiată de starea de fapt și de drept din România la momentul ăsta. Bine. Vă mulțumesc mult pentru opinii, Silviu. Sigur că e important și noi facem asta. Vă dăm posibilitatea să vă exprimați frustrarea, dar hai să eu am această tendință ca olteanu, vreau să merg într-o zonă mai aplicată. Ce facem mai departe? Asta e de fapt întrebarea pe care toată lumea și-o pune în momentul de față. Bună ziua, George! Bună, Moise, bună, Vlad și salut. Tuturor interlocutorilor. Vorbeam cu două zile în urmă, sunt din Verona, Italia. Da. Mi s-a cam răspuns la ce puneam, care mă adresam personal. Îmi spunea acum două zile că da, să mă întorc în țară. Nu vreau, pur și simplu, nu am cum să mă amestec cu niște persoane care... Stați acolo, niște... nu vă amestecați. Nu vă amestecați, stați acolo, că în felul ăsta rezolvăm foarte multe probleme. Ia fiecare să ne ducem pe unde avem treabă, să nu ne amestecăm cumva unii cu alții, să nu ne schimbăm purecii. Nu este vorba despre moți. Este vorba despre faptul că eu în străinătate sunt văzut ca o persoană cum nu am fost tratat niciodată în țara mea. Pentru că țara dumneavoastră s-a integrat în Uniunea Europeană. Înainte de asta erați văzut ca un cerșetor acolo. Să nu uităm asta, totuși. Pentru că țara dumneavoastră a ieșit din rând în ultimii ani și e invidiată și de Bulgaria și de Ucraina și de Ungaria chiar pentru ceea ce țara asta a realizat în ultimii ani și care se șterge în momentul de față. Exact. Și acum eu ce să fac? Cum o trebuie să mă simt acolo față de restul persoanelor? Iertați-mă că vă răspund cu o vorbă celebră. Contează și ce mai faceți dumneavoastră pentru țară, nu numai ceea ce cereți de la ea. Sunt total de acord, Moise. Am încercat din răsputerile mele să mă întorc, să fac ceva în domeniul antreprenorial în țară, în domeniul turismului care activez acolo. Mi-am adus prieteni străini în țară, au văzut, tot e ok, e foarte frumos, e diferit de ceea ce avem acolo, dar ne lipsesc servicii, ne lipsește totul. Și am încercat să fac lucrul ăsta, dar mă adresez în momentul de față la o categorie de oameni, la o categorie de hoți, practic, pentru că trebuie să lucrez cu toate... administrațiile locale, cu toți parveniții, ca să spun așa, pentru că eu vin din străinătate, după ce am muncit, după ce... George, George, vă înțeleg frustrarea. Mulți dintre noi o simt în fiecare zi. Însă, țineți cont de ceea ce vă spun. Contează modul în care interacționăm între noi. Dacă aveți niște opinii și niște principii, faptul că vorbiți cu apropiații dumneavoastră, poate în felul ăsta îi schimbați, poate îi ajutați. Hai să nu ne închidem în niște bule, cum se vorbește acum despre Facebook, sau niște turnuri de sticlă. Eu sunt bun, ceilalți sunt proști. Vorbiți cu ei dacă vi se par proști. Explicați-vă punctele de vedere. S-a plăcut cum am citit foarte din președintele bun. Kennedy. Da. Da. Hai să mai luăm telefoane. Hai să luăm cât mai multe telefoane. 0372069599. Daniel, bună ziua! Bună ziua! Dați încet radio-ul. Se poate? Se aude bine? Se aude bine dacă dați încet. Da? Da. Deci, se spune, e un dicton care spune cele ce nu se văd sunt mai grele și mai vătămătoare decât cele ce se văd. Ați spus problema ce să facem. Da. Dacă noi nu ne unim, ei ne dezbină și ne cuceresc.
dați puțin mai încet radio. Știți cum este asta cu unirea? Da. E foarte bine, dar revin la ce am spus mai devreme. Sunt milioane de oameni în țara asta care trăiesc într-o realitate paralelă și au ajuns să creadă sincer că e bine să fie corupții la putere. Pentru că în felul ăsta... Sau că nu interesează. Da, sau că nu interesează. Oamenii chiar cred sincer în asta. Singura variantă care este noi să ne unim și să ieșim împreună, pentru că ei nu se vor clătina niciodată numai de numai dacă masele de oameni, ei speculează acest lucru. Dacă aseară sau dacă diseară, mâine seară, lumea nu mai iese, nu se întâmplă nimic. Ei ne speculează, ei doar ne... deci sunt mai golani și mai hoți decât vicleanul, diavolul pe pământ. Același lucru s-a întâmplat și cu colectiv. Eu sunt unul din cei care am fost la colectiv și am pus-o pe plancartă chiar și cu capii bisericii, care sunt niște golani. Biserica e condusă de niște golani, că sunt în domeniu. Am rugăminte. Stai. Lasă-l pe om în pace. Nu cred că e bine important, să jignim e important, bisericii, cel puțin în contextul ăsta. Măi, nu cred că se încalcă niște asta. Norme morale în primul rând înainte de a fi legale. Ai văzut vreo poziția bisericii? Nu, dar asta nu este o treabă a bisericii, că este o problemă a statului. Statul e separat de biserică în România. Da, dar sunt mână în mână. Au făcut legi cu timp în urmă, dacă ne uităm, dacă 2, 3, 5 se unesc, la un moment dat se crede că, sau se insinuează că noi suntem, ne adunăm ca să ne... Daniel, vreți ca biserica să se alăture protestelor? Adică asta vreți acum? Vreți ca biserica să îndemne lumea să protesteze? Asta e un precedent foarte periculos. Vreau să spun că și capii sunt mână-mână cu guvernul. Daniel, v-ați făcut înțeles. Vă mulțumesc mult pentru apel, Vlad. Da. Vezi că la 1848 preoții au fost în fruntea mulțimii, la fel cum după 1866, în tentativa de lovitură de stat care vrea ruperea principatelor de la Iași, tot preoții au fost acolo niște agenți țariști. Deci, din punctul ăsta de vedere, implicarea bisericii când vrea ea, păi nu poți fi lider al societății numai când vrei tu. Dar nu este biserica, nu este un lider al societății. Asta se pretinde cel mai degrabă des. Un reper moral. Okay. Sunt multe momente și în străinătate sunt momente istorice importante în care biserica a avut un cuvânt de spus. Ca să vorbim doar de biserica catolică în Polonia, de rolul ei în căderea comunismului. Dar eu cred că nu este rolul bisericii să intervină în nu acest este conflict. Un conflict politic. Nu avem o dezbatere, nici da, măcar nu poate fi o aici dezbatere morală. Frățioare, e un furt, evident. Nu da. Putem dezbate dacă trebuie sau nu trebuie să se întâmple așa. Adică e o capcană asta. Cine vă spune, doamne, putem dezbate despre asta. Cum să dezbați legalizarea hoției? Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Nu am aflat decât dimineață, aseară, nu știu, chiar nu am deschis televizorul. Dimineața am aflat, m-am trezit și aveam vreo 4-5 notificări de la Bizidei pe telefon și credeți-mă pe cuvânt, numai acolo m-a dus gândul în secunda 2. Da. Am un sentiment de goliciune interioară, așa, nu știu cum să vi-l explic. Da. Sunt un mic antreprenor din București și vă dau cuvântul meu, întrerupem activitatea și o să mergem toți în piața la Bizidei. Da. Deja sunt mă mai gândeam la un... Da, am oameni cu serviciu, cum spunea Sorin Dragomir mai devreme. Oameni care nu s-au mai dus la serviciu, s-au dus în piață. Ăsta e un oraș, București, exact. Este un oraș în care nu prea există șomaj. Lumea muncește de aici, adică oamenii sunt la lucru exact ziua. Exact asta o să facem și noi, într-adevăr. Și mă gândeam la un scenariu, cum ar fi fost zilele astea? Ce s-ar fi întâmplat totuși cu o Ponta, președinte? Nu am auzit niciun fel de ipoteză în sensul ăsta. Dacă Ponta ar fi fost președinte, ce s-ar fi întâmplat zilele astea? Nimic. Adică nu nimic. Observați totuși că până la urmă cea mai fermă reacție, bine, și a președintelui nimic de zis, dar cea mai fermă reacție a fost a corpului magistraților, de la procurorul general, care era un tip care până acum a zis aproape nimic. Pentru că e magistrat până la urmă. Corect. Jobul lui nu e să stea la televizor ca alții. Da? Dintr-o dată omul a spus, băi, alo, suntem idioți? Ce se întâmplă aici? După care, observați că și în CSM, e adevărat, primul aviz a trecut, au votat vreo 3, dacă nu mă înșel, împotrivă, dar astăzi, zice președintele Iohannis, și a fost transmisie în direct, adică inclusiv CSM-ul a zis, transmitem în direct ceea ce discutăm aici, pe site-ul CSM-ului. Bravo, da, nene! Da. Toți, deci, corpul magistraților este unit din punctul ăsta de vedere. De aici și conflictul de natură constituțională. Consider care totuși că
cupon și alt cupon, dar președinte amploarea evenimentelor, inclusiv al protestelor din stradă, era unul mult mai mic decât este acum cu Iohannis, președinte. Da, ok, asta e o judecată de valoare, vă mulțumesc pentru ea, Cătălin. Vreau să vă spun că în aceste zile, mai mult decât altădată, eu care probabil am fost un critic destul de frecvent al Constituției noastre, ajung să înțeleg valoarea. Constituția noastră este una valoroasă. Ajung să înțelegi de ce trebuie președintele să aibă un cuvânt de spus atunci când vine un partid și zice ăsta e primul ministru. Președintele zice să vedem dacă ăsta e primul ministru. Înțelegem acum valoarea. Apoi rolul președintelui în astfel de situații, ca ultim salvator, inclusiv, vezi, discutăm, domnule, că s-a dus în stradă. Da, s-a dus în stradă. S-a dus în stradă atunci și CTP-ul, de exemplu, a criticat. Mie mi s-a părut ok, pentru că oamenii aia din stradă sunt niște mulțimi neorganizate, e spontan, pur și simplu. Eu cred că președintele ar trebui să aibă dreptul în Constituție, așa cum se întâmplă în Constituția franceză, să organizeze odată pe mandat alegeri anticipate, să dizolve Parlamentul. Pentru că ăsta este un astfel de moment. Trebuie să fac o precizare. În Constituția noastră nu a existat, în cea din 1991, nu era o prevedere explicită, așa cum s-a introdus după 2003, că președintele poate demite guvernul. În 1999 am avut un conflict în interiorul executivului, președintele fiind parte din executiv, în care președintele Constantinescu, în 99, la guvernul Vasile. Da, l-a chemat pe Radu Vasile și a zis, dă-ți demisia. Da, și el n-a vrut. Ba așa a dat-o până la urmă. Da, dar inițial n-a vrut. Inițial n-a vrut, da, ok. Răplasat-o domnul Vasile. După acest conflict de care toată lumea a aflat și presa a relatat, deși el nu a fost unul public, la modificarea din 2003 s-a introdus și scrie negru pe alb, președintele nu poate demite guvernul. Da. Deci, și asta o văd ca pe o chestiune de valoare. Da, dar uite, sunt astfel de momente când un guvern sau o majoritate parlamentară își pierde subit legitimitatea printr-un act abuziv. În momentul ăsta suntem blocați de Constituție. Ba da, numai o secundă. Suntem blocați. Adică lumea a ieșit în stradă. Ce pot să cer? Demisia guvernului? Guvernul, ok, demisionează. Dar majoritatea guvernamentală rămâne a PSD. Practic, guvernul Grindeanu a fost marioneta domnului Dragnea. Demisia guvernului deschide o eventuală procedură de dizolvarea Parlamentului. Da, domnul Moise și cu mine am avut multiple dispute pe tema asta. Eu insist că în România, practic, nu se pot organiza alegeri anticipate. Să-ți explic și asta. Știu că teoretic se pot, dar practic nu se pot, nu o să se poată organiza niciodată pe Constituția. Profesorul meu de drept constituțional era la vremea respectivă președintele Curții Constituționale și unul dintre autorii Constituției, domnul Muraru, da. Și ne-a explicat că au făcut aceste mecanisme tocmai pentru a-i forța pe actorii politici pentru a evita instabilitatea politică, pentru a-i forța să negocieze și să găsească soluții. E bine, avem acum o stabilitate politică de nu mai rămâne piatră pe piatră, să parafrazez. Ba nu, încă o dată îți spun, pentru noi ca societate, faptul că strada reacționează, da, ca ultim apărător, dincolo de frânele alea prevăzute în Constituție, dincolo de președinte, de CSM, faptul că opinia publică zice, suntem aici, vă vedem, nu suntem de acord, ăsta ne cristalizează conștiința într-un mod în care până acum poate cine știe dacă am mai avut vreodată ocazia. Și aici hai că vorbim iarăși noi mult. Vorbim iar mult. Miruna, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. De câteva zile sunt foarte, nu știu, sunt puțin stresată de ceea ce se întâmplă. Am ajuns încât să ies cu copiii în stradă pe 29 ianuarie. Copiii mei fiind în prima linie și ce m-a șocat, în primul rând, a fost că toate comentariile, 90% din comentarii au fost părinții responsabili, deși a fost un protest extraordinar de pașnic. Aseară, la ora 11, îmi sună telefonele, haideți în piață, haideți în piață. Am văzut din, iarăși, protestatari pașnici, până la momentul în care câțiva au început să dea cu bulgări, eram chiar acolo în față pe trotuar. Momentul în care restul mulțimea a început să zice fără violență, fără violență, fără violență. Îmi este teamă că nu cred că se va mai putea face fără violență. Nu știu, este un sentiment. Stați așa, Miruna. Întâmplător eram acolo. Și eu. Vă spun așa, că da, reacția celorlalți a fost de lăudat. Nemulțumirea crește. În mod inevitabil, frustrarea noastră crește. Aici gestul de irresponsabilitate este acela de a nu ține cont de faptul că ai avut 100.000 de oameni în stradă. Da, e dificil, e dificil de la un punct încolo,
ca cineva să... Nu există, e o mulțime neorganizată, nu se poate face un management al furiei decât cu jandarmii și e periculos și de aceea fac tot timpul apeluri să fim calmi, să fim liniștiți, plătesc pașnic. Eu vreau să știu pentru... Nu e vorba de siguranță, că dacă am ajuns să ieșim la ora 11 în stradă, nu te mai gândești la siguranța ta, te gândești la ceva de viitor pentru copilul tău și, mă rog, pentru copiii tăi. Întrebarea mea este, din poziția voastră, din câte ați analizat, dacă ar fi vorba de ceva, jandarmi, poliția, armata, ar fi în stare, exact cum a fost recomandat de domnul Abraham, dacă nu mă înșel, să se deschidă muniția de război asupra protestatarilor, ar fi în stare să facă acest lucru? Nu. Analizează domnul Petreanu. Ce să... Ați analizat această posibilitate? Da, nu într-un stat democratic. Nu se răspunde cu foc. La fel într-un stat democratic nu trebuie să se întâmple ce s-a întâmplat aseară. Nu. Ordonanțele luate în miez de noapte. Nu, stați puțin. Nu, ai o prostie, domnule Abraham. Nu se răspunde cu foc. Au dreptul, în cazul în care manifestanții devin violenți, vor da cu gaze lacrimogene, cu apă, cu tulumbe, cu ce s-a întâmplat. Dar vă reamintesc că n-au deschis foc împotriva demonstranților niciodată după 90. Au fost morți în manifestații, adevărat, în timpul mineriadelor, dar nu ca urmare a focului cu muniție, în propriu zis. A fost cazul acelor doi, cum îi cheamă, că am uitat, în mineriada din 91, doi manifestanți care au murit pentru că au fost loviți cu cartușul de gaz. Crăinicianu și Frumușanu. Așa, Crăinicianu și Frumușanu. Loviți în piept cu cartușul de gaz lacrimogen. Și a fost și identificat ofițerul care a tras. Întrebarea Mirunei Eli. Mulțumesc pentru mesaj, Miruna. Vreau să zic așa. Deci, după ce am sărit mai mulți pe vreo 4-5 care dădeau cu bulgării în jandarmi aseară, acolo în fața guvernului, dezbaterea a urmat... Așa. Dar e o idee foarte proastă să te bați cu jandarmii. Da, asta am zis și eu. Cu asta se ocupă, adică nu erau dincolo de garști, erau ca și cu leopardul. Jandarmii erau dincolo de garști și ăștia dădeau cu bulgărie. Și le, băi, zic, ce aveți cu ei? Ce aveți cu jandarmii? Încă o dată, nu escaladați, stați cu mine, stați pașnici. Băi, și zice, dar ce am făcut, mă, până acum fiind pașnici? Băi, am făcut foarte mult până acum fiind pașnici. Faptul că, uite, Miruna a venit cu copiii, mi-a dat filmul mesaj mai devreme. Mă las să mă duc la proteste, vrem să plecăm de la ultima oră cu clasa. Cum aș putea să-i zic nu? Dar fiți atenți în același, fiți atenți, izolați orice fel de provocare. În continuare, manifestațiile trebuie să fie pașnice, altfel nu vom fi niciodată 100.000 la proteste violente. Faptul că doi agitați dau cu bulgări în jandar sau mai știu ce vor să facă, aia nu dă forță protestului. Faptul că am fost 100.000 duminică pe străzile marilor orașe, aia e greutatea. Aia e vocea noastră, că suntem acolo, suntem pașnici, suntem civilizați, le arătăm cum vrem noi să fie această țară, fiind noi așa, nu altfel. Nu există această dezbatere dacă de acum l-am mai auzit și pe Oreste și pe alții, tot felul de înfierbântați la cap. Ia, domnule, să nu le mai zicem să fie pașnici. Cum să nu le zicem să fie pașnici? Nu se poate, deci în momentul în care se trece dincolo de această graniță, nu vă gândiți la revoluție. Nu vă gândiți la revoluție, că nu mai vrem așa ceva. Nu vrem distrugem, nu vrem morți. Nu! Pur și simplu manifestăm și arătăm opoziția. Aceste zile sunt importante pentru noi ca națiune, pentru conștiința noastră și pentru civilizația noastră, până la urmă. Camelia, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Da, am ascultat tot ceea ce s-a spus. Ce să zic, și eu sunt dintre cei care aseară mi-am lăsat copiii cu soțul, că n-aveam variantă, era destul de târziu, copiii sunt mici și am plecat în stradă, dezamăgită, foarte dezamăgită de faptul că s-a trecut această ordonanță pe noapte, la ceas de seară, ca să spunem așa. Și cred că singura soluție, într-adevăr, o reprezintă sau nu știu dacă este o soluție, însă trebuie să ne apărăm drepturile, să ieșim în stradă, pentru că eu nu vreau să ajung să plec din țara mea. Spun asta în condițiile în care soțul meu, părinții lui au plecat pe timpul comunismului într-o altă țară, este cetățean străin, s-a întors în 2001 în România, avem 3 copii cu dublă cetățenie, avem o casă într-o altă țară și nu vreau să plec din România. Da. Lupt pentru chestia asta, poate că pare, nu știu, poate par proastă, poate par, mi s-a spus și lucrul ăsta. Nu-mi doresc să plec de aici și vreau ca ai mei copii să trăiască într-o țară cinstită, într-o țară în care să se poată dezvolta, într-o țară în care să nu se poată fura.
într-o țară în care toată lumea să fie respectată. Într-o țară pe care începusem să o întrevedem, Camelia, vă mulțumesc pentru mesaj. 0372069599. Da, nu, eu vreau să întreb, adică nu știu, a ieșit undeva domnul Dragnea, că până acum cred că a aflat ce în ordonanțele respective. N-a fost nici la Parlament, nici am da, nu, adică ieri l-a întrebat lumea, zilele astea l-au întrebat oamenii. A zis că nu, el nu știe. Și a zis, nu știu, n-am mai ce treabă. Mai și zâmbe, are o mustață. Da. Adică, bun, ce să nu mai descriu. Dar acum, dacă a aflat, poate se bucură că a scăpat, dacă păi, intră în vigoare surpriză. Ordonanța, ia se bucură. Eu, uite, mai am făcut o surpriză, ce drăguț. Da, mă, e Crăciunul. Este cam bancul ăla cu Vlad Țepești, care primește cadou o armată de turci în țepe și când se apropie de ei, aia cântă toți. Happy birthday to you. Asta este neamul român în momentul ăsta. Daniel, bună Trasă ziua. Trasă țeapă în masă și ar trebui bună să ziua. Cântăm ode. Mă auziți? Da, vă rog. Da, auzim, Daniel. Bună ziua. Din păcate, realitatea este alta, părerea mea. Părerea mea este că trebuie să analizăm faptele și cum stăm. Protestele cred că ar fi o soluție. Dar societatea este atât de trăiește atât de mult în bule, încât nu știu cine ar protesta. Cum adică dumneavoastră? Unde ați trăit în ultimele două săptămâni? Au fost 4 proteste până acum, da, toate au spontane? Fost, da, dar când lucrezi în firme mari, ai interdicție să faci politică, ai interdicții să faci o grămadă și o grămadă de chestii. Nu e adevărat. Care, ba da, eu vă spun că nu ai voie să faci politică. Iar eu vă spun că săptămâna trecută niște prieteni din niște firme, corporații. Ascultați-mă cu atenție. Da. Vorbeau, discutau, ziceau, băi, suntem într-o ședință. Nu știm dacă să spunem public chestiunea asta, că ne organizăm și mergem la proteste. Toți din firmă. Deci noi facem ședință în firmă că mergem la proteste. Într-o corporație, atenție, nu într-o firmă, da, cum a vorbit mai devreme. Cred că este un exemplu care dacă ar fi promovat și ar fi așa, s-ar schimba mai multe. Lor le interzic regulamentele, să știți. Regulamentele interzic, așa din este. Păcate. Da, regulamentele da. Interzic, din păcate, să știți că interzic la marea majoritate. Zice, hai, nu la toate, dar poate la... Deci unde sunt eu, interzice. Nu pot să vă dau nume sau nu este în regulă. Dar, Daniel, unde sunt eu, există un principiu pe care nu toți jurnaliștii îl știu. Toți zic, bă, dar nu e numai pentru jurnaliști, e pentru toată lumea. Vă spun o chestie. Libertatea nu ți-o dă nimeni, ți-o iei singur. Ascultați-mă ce vă da, spun. Da, e adevărat. Știu. Dar când ai familie de întreținut, când ai o grămadă în spate, da. Atunci entuziasmul ăla de la, cum să spun, de când, față de când ești singur, este mult mai scăzut. Din păcate. Vă spun cu tremur în glas, pentru că asta este, te gândești până la urmă că oricum va fi, tot te vei zbate și vei face ceva pentru familia ta, în orice situație cum va fi. Dar preferi să iei calea într-adevăr sinuoasă, cu ordonante date că aveți, cu, Daniel, frustrante, că îi vezi pe alții că își dau pentru ei și ce se întâmplă e de-adevăratele. Okay, e ok că vorbiți la radio, iertați-mă, Daniel, sunt mulți oameni pe... Eu înțeleg că dumneavoastră aveți o dezbatere cu sinele dumneavoastră. Ce fac mai departe? Eu vă țin pumnii în această dezbatere, fiecare dintre noi o are în aceste zile, poate, și până la urmă, nu știu, eu zic că binele învinge. Habar n-am. Poate nu învinge. Eu sunt optimist, totuși. V-am zis, am căzut în prăpastie, dar cumva ceva, parcă o mână din cer ne-a apucat așa de păr și ne zice, stai, că mai aveți o șansă. Radu, bună ziua! Radu! Bună ziua! Vă ascultăm! Vă sunt din Brașov. Da. Chiar asta vreau să și spun acum, să continui, mi-a ridicat mingea la fileu, Moise. Într-adevăr, eu văd chestia asta din perspectivă optimistă, pentru că văd că se mișcă instituțiile care ar trebui să se miște și care au dormitat foarte, foarte de mult timp. De fapt, nu. Procedura e în felul următor. Vreau să explic o dată că am avut niște dezbateri și cu Vlad mai devreme. Ea e destul de complicată. Constituția noastră zice că avocatul poporului poate interveni oricând. Restricția pe ordonanțe de urgență vine exact din această prevedere, pentru că el poate interveni oricând. Iar ordonanța de urgență are procedura depunerii la Parlament, iar apoi publicării în Monitor Oficial. La depunerea la Parlament, automat este notificat și avocatul poporului, care poate interveni atunci între semnare și publicare. Domnul Ciorbea n-a intervenit azi noapte. De aici încolo, vedeți că alte instituții, președintele, Consiliul Superior al Magistraturii, caută și pare
că au găsit în Constituție, v-am spus articolul, pe care să sesizeze Curtea Constituțională pe un conflict între puterile statului. Nu mai suntem exact la perioada la care să depindem de Ciorbea, dar Ciorbea nu a funcționat. De azi dimineață vă urmăresc la radio pe toți. De programul meu îmi permite să urmăresc dimineața programul Europa FM și vă urmăresc non-stop de atunci. Nu am închis radio decât ca să fiu în cască cu dumneavoastră. Și dar la ce concluzie ați ajuns? Ce e de făcut? Nu e nimic de făcut, că deja se întâmplă. Au trecut de la stadiul de declarații și consfătuiri la acțiuni. Președintele acționează, CSM-ul acționează, cei care sunt implicați direct, inclusiv societatea civilă, acționează și asta nu poate să fie decât un lucru îmbucurător și, sincer, încep să văd o luminiță la capătul tunelului. Dar la un moment dat... Nu, stați așa. Nu mă blazez, aia nu înseamnă că cedăm armele. Deci când vă zicea Petreanu mai devreme, Petreanu e mai bătrân decât mine și uneori îl ascult și eu. Da. Suntem acolo și eu tot 45. Toată lumea acționează. În final, speranța asta la Curtea Constituțională s-ar putea să fie efemeră. E important ca în această perioadă să fim în stradă. Extrem de important. Da. Avem 10 zile. E frig afară. Nu e ca la Unii Salvăm Roșia Montană. Nu. De data asta e nasol de stat. Tocmai asta spuneam și eu. Asta nu înseamnă că va trebui să renunțăm la ceea ce se întâmplă acum. Și doar mă bucur că începe să se întâmple ceva. Iar la un moment dat exista o întrebare, ce-i mână în luptă pe acești oameni, sunt atât de împinși să treacă cu orice preț. Păi eu văd o chestie de genul aș menui șmenarul. Există un contract verbal sau scris, chiar nu contează, există niște bani care au fost dați, cheltuiți, campanie electorală, putere, s-a rezolvat. Trebuie să-mi rezolv problema așa cum o am eu din punct de vedere al contractului, dar să nu mai trebuiască să dau banii înapoi ca Bercea. Da. Și Băsescu. Vă mulțumesc. Și o știre de ultimă oră, un breaking news, un vot în unanimitate dat în Consiliul Superior al Magistraturii pentru sesizarea Curții Constituționale față de ordonanța de urgență prin care sunt modificate codurile penale de către guvernul Grindeanu. 0372069599. Laura, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Și eu cred că mai este speranță, totuși. Sper să demersurile astea la Curtea Constituțională, sper să aibă un final fericit. O altă formă de protest pe care o văd eu ar fi din partea zonei private. Următoarele două luni să nu plătească nimeni nimic către stat. Întreabă lumea, poate face grevă fiscală? Atât timp cât eu îmi plătesc TVA-ul și la recuperare sunt întârziată cu un an de zile, eu pot să zic, banii ăștia, dacă am de recuperat 60.000 de euro, eu pot să nu-i mai văd. Pentru că guvernanții noștri pot fura câte 30.000 în fiecare zi. Asta cu greva. Deci nu vă spun că nu este soluție. La fel cum nu v-am spus nici că o grevă generală n-ar fi o soluție. Încă nu suntem la momentul respectiv. Vorbeam dimineață despre o grevă a magistraților. Astea toate sunt niște gloanțe ale noastre ca societate. Pe care trebuie să le folosim. Să le folosim în aceste 10 zile. Și oamenii din stat, profesorii, medicii, oameni care lucrează pentru societate și ei pot să protesteze la fel. Nicio instituție alta, în afară de, de fapt, nicio instituție în afară de protestatari de stradă, nicio instituție, nu știu, școli, universități, nu au avut o poziție față de aceste ordonanțe. Da, toate instituțiile din sistemul juridic, judiciar, care sunt direct vizate de această ordonanță, de aceste modificări, s-au exprimat împotrivă. Toate! Da, nu există niciuna dintre instituții care să fi spus da, e bine. Da, e important, Laura, să știți că aceste puncte de vedere sunt importante, dar pentru că vorbeați de instituții și de organi, eu sunt dezamăgit de Liga Studenților, frățioare. În anii 90, e foarte politizată, din ce mi s-a răspuns, doamne, Liga Studenților e foarte politizată în zilele noastre. Nu mai știți care e problema? Știți care este ce ar trebui să încercăm? Majorate, da, acum... Știți care va fi momentul în care vom începe să ne maturizăm ca societate? Momentul în care nu ne vom mai raporta la politică
ca la apartenența la un trib. Că din păcate în momentul ăsta oamenii așa se raportează. Adică dacă ăștia sunt din tribul meu, au dreptul să facă orice. Mi s-a justificat de nenumărate ori. Păi ăilalți cum au făcut? Păi și dacă au făcut ăilalți, ce înseamnă că dacă ei au comis un abuz, asta justifică abuzul tău? Este o lipsă totală de logică aici. Adică ălora protestez când față de abuzul comis de alt partid, dar când comite partidul tău același tip de abuz, ești de acord? Asta este o raportare ca la trib. E politică tribală, da. Și apartenență tribală. E un semn de societate primitivă. Când e o manipulare ordinară. Când depășim faza asta și când înțelegem că putem să avem simpatii politice și opinii față de anumite ideologii, să înclinăm într-o parte, într-alta, să fim de acord cu anumite măsuri economice, sociale, politice sau altele, dar sunt niște principii cu care toți suntem de acord, și anume respectul față de lege, respectul față de societate, faptul că guvernul trebuie să fie în slujba societății, că ministru asta înseamnă. Minister vine din latină, care înseamnă servitor. Este servitorul magisterului. Miniștrii sunt servitorii noștri. Nu noi suntem servitorilor. Da. Da, mă scuzați, m-am îmbalat un pic. Florin, dar asta e. A închis Florin. Ia uite, n-am mai... Florin m-a auzit, a zis, aoleu. Vorbim cu Elena, nu e nicio problemă, sunt liniile pline. Elena, bună ziua. Bună ziua, bună Moise. Am și eu o întrebare. Azi dimineața am ascultat un reportaj în emisiunea voastră, reportaj, un interviu luat acestui, așa zis, avocat al poporului. Și exact cum auzisem că este posibil ca el să facă un demers vis-a-vis de această ordonanță, întrebarea reporterului a fost foarte clară. De ce nu ați făcut sau de ce nu faceți un demers legat de această ordonanță? Da. Iar răspunsul lui a fost nu am posibilitatea legală nu să fac acest lucru. Exact, asta spun și eu, dar nu se găsește nimeni ca să-i dea un răspuns în termeni legal. Deci, nu am pregătire cu ciurbe, juridică. Dar legal. Adică dacă nu există contracțiune legală față de refuzul avocatului poporului de a-și face treaba, asta întrebați, nu? Exact, dar el a spus că nu se poate până nu intră ordonanța în vigoare. Da. Păi, ordonanța a intrat în vigoare. A fost durează 10 zile, așa a afirmat. Ordonanța a intrat în vigoare, având ea însăși un termen pentru unele dintre capitole de 10 zile de intrare în vigoare. La deci, publicarea în monitorul oficial a intrat acest în vigoare. Reportaj, dacă aveți posibilitatea să ascultați răspunsul l-am incredibil. Auzit. Da. Deci, uitați, avocatul poporului este numit practic de majoritatea parlamentară și nu poate fi schimbat decât de majoritatea parlamentară. Da, mă, ceea ce o ticăloșie, ca și la CNA, ca și la Curtea. Și asta este o instituție care e profund viciată. Da. Cred că avocatul poporului, mie mi s-ar părea normal ca avocatul poporului să nu reprezinte, de fapt, majoritatea parlamentară, care se află la putere. Nu se poate. Adică e ceva profund în neregulă aici. Și iată, nu funcționează. Adică avocatul ăsta al poporului, domnul Ciorbea, este practic angajatul guvernului. Păi, îl trimit acasă, el se duce acasă. E o glumă proastă și este o situație foarte periculoasă pentru statul român. Teoretic, el este un funcționar și ca să răspund Elenei, se poate face o plângere pentru abuz sau neglijență, cred. Acum exact despre abuz vorbim, despre dezincriminarea abuzului. Hai să vorbim și cu Florin. Un minut mai avem. Florin, bună ziua! Florin, bună ziua! Doar un minut mai stăm, dar avem și România în direct de la 1. Să vă exprimați într-un minut, vă rog. Domnul Moise, vă salut și am o onoare să vă stau de vorbă cu toți greii din Europa FM. Da, domnul Moise, lucrurile sunt simple. Ce da, te-ai îngrășat, Petreanu. Mai grei. Ați vrut să ziceți că s-a îngrășat Petreanu, de fapt. Nu, domnul Moise, vă rog frumos, nu fiți cărcotași. Da, ideea e în felul următor, domnul Moise. Purceaua e moartă în cotest și cu fundul la ușă, cum zicem noi românii. Trebuie să continuăm să ieșim în stradă. Domnul Moise, vă dau cuvântul meu de onoare. Astăzi am comandat o armă de vânătoare. Aoleu. Să vă spun și de ce. Nu, pentru că asta este realitatea, domnul Moise. M-au furat, m-au călcat hoții, m-am săturat. Păi domnul Moise, și soluția este să-i împușcați? Vă să ajungeți Moise, la pușcărie, Florin. Nu Florin? Contează, domnul Moise, Florina, pentru atenție. Că nu fac eu pușcăria. Ba nu, ascultați-mă ce vă spun. Și închid emisia cu asta, că așa ceva nu e permis. Nu vă uitați prea mult la filmele americane. În România, dacă împuști un om, chiar și în legitima apărare, dacă depășești, mă rog, e foarte complicat și vă sfătuiesc să nu ajungeți într-o astfel de situație, riscați să ajungeți în pușcărie. Depășirea limitei legitimei apărări în România e o chestiune așa, pe muchie, pe care o stabilește în final judecătorul. Nu este asta soluția. Soluția este să avem organe care să ne apere, eficiente. Culmea DNA-ul ăsta
a dovedit a fi, cred, prima și ultima instituție publică din România care funcționează la un randament acceptabil, să spunem, dacă nu chiar foarte bun. Oprim emisia acum, nu? Da. Bine, Ciprian Dinu, și vă ține companie, însă nu ratați edițiile speciale ale știrilor Europa FM, absolut tot ce se întâmplă pe subiectul ăsta, la știrile Europa FM și în ediții speciale, dacă e cazul, mai mult decât la știri. Colegii din redacție sunt pe teren, sunt în regim de breaking news, orice aflăm nou, vă spunem și Ciprian și ei tot timpul, la 1 facem România în direct, continuăm practic această dezbatere, e microfonul dumneavoastră și vi-l punem la dispoziție. Moise Guran, Vlad Petreanu, mulțumim pentru ediția specială de voia noastră, ultimul pe listă. Nu lăsați asta, fără voia noastră, că de acolo ni se trage. Vezi că ai răgușit. Da.